Bun găsit la știri, să urmărim care sunt cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim. Tânărul care și-a înjunghiat prietenul de pahar sâmbătă seara pe terasa unui local din zona de-ala municipiului Pașcan a fost arestat preventiv. Procurorii de la Tribunalul Iași, care a preluat acest caz, continuă cercetările în dosarul penal deschis pentru infracțiunea de tentativă de omor. Victima a fost transportată la un spital din Iași și se află în continuare în stare gravă. Agresorul de 23 de ani din Pașcani, care și-a înjunghiat cu un cuțit prietenul cu 3 ani mai mare, a fost arestat preventiv în cursul zilei de luni. Potrivit deciziei afișate pe portalul Tribunalului Iași, Pășcăneanul va sta după gratii până pe data de 15 august. Avocatul acestuia a făcut o cerere pentru ca tânărul să fie trimis în arest la domiciliu, însă solicitarea a fost respinsă de magistrați. Menționăm că bărbatul a fost reținut duminică de către procurorii de la Tribunalul Iași, cei care au preluat acest dosar penal deschis pentru infracțiunea de tentativă de omor. Procurorii ieșeni au declarat că cei doi tineri s-ar fi întors de curând din străinătate, iar scandalul ar fi izbucnit pe seama unor întâmplări din trecut. Arma cu care a fost comisă agresiunea a fost găsită de anchetatori asupra tânărului care a atacat. Menționăm că acesta a mai fost condamnat cu suspendare în trecut pentru abateri la regimul rutier. Situație gravă la limita dintre două comune din apropierea orașului Târgu Frumos, după ce ieri un bărbat a murit în urma înțepăturilor de la un roi de albine astăzi în acea zonă. O altă familie a fost atacată de aceleași insecte. Trei localnici, printre care și un copil în vârstă de 13 ani, care se deplasau cu o căruță, au fost preluați de un echipaj de ambulanță și transportați la compartimentul de primiri urgențe din Târgu Frumos. Și de această dată, calul a murit în urma înțepăturilor. Alte două persoane din localitatea Hileșteni au fost atacate astăzi de albine la ieșirea din localitatea Movilenți pe Costești. Doi adulți și un copil în vârstă de 13 ani care mergeau cu o căruță pe drumul cu pricina au fost înțepați de sutele de insecte care roiau în zonă. Localnicii au sunat de urgență la 112 și la fața locului a venit un echipaj de ambulanță de la stația din Târgu Frumos. Victimele au fost transportate la compartimentul de primiri urgențe din oraș, iar minorul a fost dus la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Cel de 13 ani a fost transferat la Sfânta Maria pentru evaluări suplimentare și supraveghere. Și de această dată, calul care trăgea atelajul a murit. Potrivit celor spuse de edilul comunei Hileșteni, Constantin Hâra, proprietarii stupine au luat din zonă stupii, însă au rămas albinele. Astăzi a fost un nou incident, din spusele cetățenilor care au trecut pe acolo. Un cal deja este decedat, iar un bărbat și o fetiță sunt la spital, au venit salvarea la Târgu Frumos. Este același loc unde ieri un alt bărbat, tată a 9 copii, a murit după ce a fost înțepat de sute de ori. Fratele lui a scăpat din fericire cu viața. Și odată a venit un roi de albin peste noi și caiul a scăpat. Vă să sunteți înțepat celălalt? Da, partea asta, da, și eu sunt. Aveți mulți înțepături? Sunt. Și caii au scăpat, au fugit, eu am luat copiii sub soară și am fugit mai la deal. Caii tot așa, erau negri de albini, un cal a murit acolo pe câmp și unul a ajuns acasă. Proprietarii abia au pus garduri pentru a împrejmui stupii și o atenționare. Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală, iar în prezent se fac cercetări. Din nefericire, familia din Hileșteni se pregătește de înmormântare. După aproape 2 ani de când Tiberiu Dogaru a ieșit la pensie, poliția Pașcan are un nou adjunct. Este vorba despre Bogdan Mihăița Vasiliu, care a trecut cu brio examenul ce a avut loc luni la sediul IPJ Iași. Pentru această funcție s-a mai înscris un candidat, având astăzi posibilitatea să facă contestație la nota obținută. Poliția Pașcan are șef adjunct. Acesta este în persoana lui Bogdan Vasiliu, în vârstă de 30 de ani, numit în acest an polițistul de onoare datorită rezultatelor la investigațiile și combaterea criminalității economice pe raza municipiului Pașcani. Bărbatul, subcomisar, a participat la concursul pentru ocuparea funcției de adjunct al poliției Pașcani și a trecut testul cu brio. Bogdan Vasiliu lucrează în IPJ Pașcani din anul 2010 la biroul economic și este absolvent al Academiei de Poliție Alexandru Iancuza din București. Este căsătorit și are un copil de un an jumătate. Colegii îl descriu ca fiind un profesionist în meseria ce o practică și foarte implicat în rezolvarea cazurilor. Amintim că adjunctul poliției Pașcani a fost până acum Tiberiu Dogaru, care a ieșit la pensie alături de șeful biroului rutier Costel Spânu și Gheorghe Pârlog. Regia de termoficare din Pașcani întrerupe furnizarea apei calde în două cartiere de blocuri. Este vorba despre cartierele Micro și ITP, iar restricțiile vor fi până miercuri la ora 16. Conducerea RAGCL motivează că în această perioadă au loc lucrări pentru realizarea rețelelor de recirculare a apei calde în această zonă. RAGCL Pașcani efectuează în această perioadă
lucrări pentru realizarea unui inel de recirculare a apei calde menajere în cartierul Micro și cartierul ITP. Pentru conectarea conductei de recirculare la conducta de tur, astăzi 18.07, până mâine miercuri 19.07, orele 16, va trebui, suntem nevoiți să întrerupem furnizarea apei calde menajere în aceste cartiere pentru efectuarea lucrărilor. Ne cerem scuze pentru deranj clienților noștri și le mulțumim pentru înțelegere. Astfel de lucrări vor avea loc și în alte zone din Pașcani pentru eficientizarea activității regiei și scăderea costurilor pe facturi. La sistemul centralizat de încălzire au mai rămas branșate mai puțin de 3.000 de locuințe și se înregistrează 10 de cereri de debranșare, unul dintre motive fiind apa rece de pe conductele de apă caldă din cauza lipsei rețelelor de recirculare. Dacă aveți timp și vă preocupă modul cum este administrat orașul în care trăiți, aveți o nouă ocazie de a vă exprima propunerile sau punctele de vedere. Primăria Pașcani organizează vineri, 21 iulie, de la orele 11, o dezbatere publică privind exploatarea și amenajarea cimitirelor, amenajarea parcărilor și preluarea ștrandului municipal de către fostul operator de apă și canalizare. Până acum nu a fost primită nicio observație pe marginea celor trei proiecte lansate în dezbatere publică încă din 14 iunie pe site-ul instituției. Proiectele ar urma să fie supuse aprobării Consiliului Local în ședința de la sfârșitul acestei luni. Acestea au fost în dezbatere publică pe site-ul primăriei. Nu am primit niciun fel de propunere sau amendament la aceste studii. Pe data de 21.07, vineri, de la ora 11, în sala de seminarii din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani, va avea loc dezbaterea publică a acestor studii de fundamentare, unde bănuim noi că vor veni o serie de cetățeni și vor face propuneri pentru aceste studii. Urmează ca, după dezbaterea publică, să fie întocmite proiecte de hotărâre cu aceste proiecte, cu aceste viitoare proiecte și să ajungă în Consiliul Local, unde urmează să iau decizie. Dacă vor fi aprobate de consilier, executivul local urmează să amenajeze un nou cimitir pe un teren aflat în spatele fostei școli din cartierul Fântânele. De asemenea, vor fi identificate și marcate sute de parcări, cele rezidențiale urmând să fie scoase la licitație. Ștrandul municipal, dar și administrația parcărilor, vor fi preluate de PSA Pașcani, cel mai probabil de anul viitor. Mai multe comune din preajma orașelor Pașcani și Hârlău se înfrățesc cu localități din Republica Moldova. Două acorduri au fost semnate la sfârșitul săptămânii trecute, iar despre un parteneriat s-a discutat într-o ședință de Consiliu Local în urmă cu câteva săptămâni. Printre aceste colaborări se pot accesa proiecte cu fonduri europene din diferite domenii ce vor fi stabilite de comun acord. Primarii comunelor Valea Seacă și Mircești au semnat vineri 14 iulie acordurile de înfrățire cu două comune din raionul Hâncești, Republica Moldova. Ceremonia a avut loc în orașul de peste Prut, unde edilii ieșeni au semnat actul de cooperare. S-a semnat certificatul de naștere. Sunt proiecte frumoase, sunt peste 2 milioane de euro, proiecte transfrontaliere unde au acces primarii, proiecte pentru cultură, proiecte pentru școli, proiecte pentru administrație, pentru grădinițe, crește. În ceea ce privește Valea Seacă, comuna are parteneriat cu localitatea Secăreni, cu o populație de puțin peste 600 de locuitori. Și ne-am întâlnit cu cei 12 primari, noi am plecat 12 primari din Moldova, din Iași, cu 12 comune din Moldova. La această cooperare s-au semnat actele de cooperare între Comuna Valea Seacă și Comuna Secăreni. Prin această colaborare se pot obține finanțări europene pentru proiecte comune în diferite domenii, precum protecția mediului, cultură, economie. Protecția mediului înconjurător, domeniul cultural, domeniul educației, finanțarea. Pentru realizarea obiectivelor din acordul de cooperare, Comuna Valea Seacă, județul Iași, România, poate participa la realizarea și finanțarea unor obiective de investiție ale comunei Secăreni, raionul Hâncești. Comuna Mircești s-a înfrățit cu un sat cu o denumire apropiată, Mirești. Primarul de acolo speră să încheie parteneriate care să-l ajute să dezvolte localitatea. Chipzuim un proiect cu să construim un stadion, un teren sportiv pentru gimnaziu, gimnaziu și o calitate care cred că noi o să o aducem la bun sfârșit, în jur de 500 de mii de lei. În acordul respectiv este stipulat că 30% dintr-un proiect oricare.
Și Comuna Deleni, din apropierea orașului Hârlău, intenționează să se înfrățească cu o localitate din Republica Moldova. În ultima ședință de Consiliu Local, aleșii au votat un proiect de hotărâre în acest sens, urmând să fie demarate următoarele proceduri. Potrivit documentelor, Deleniul ar urma să încheie un acord de parteneriat cu Comuna Lozova din raionul Străiești. Pe 11.07 a fost înregistrată la primăria Comunei Deleni o declarație de intenție pentru demararea procedurii de încheiere a înțelegerii de cooperare între Comuna Deleni, Județul Dâmbovița și Comuna Lozova din Republica, raionul Strășeni din Republica Moldova. De la momentul respectiv până astăzi au fost făcuți pașii legali care trebuiau urmați. Astăzi vin în fața dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre și vă cer să aprobăm încheierea unei înțelegeri de cooperare între Comuna Deleni, Județul Dâmbovița și Comuna Lozova, raionul Strășeni din Republica Moldova. Menționăm că odată cu semnarea actelor de săptămâna trecută, numărul parteneriatelor dintre județul Iași și localități din Republica Moldova a ajuns la 62. Administrația din Pașcani a primit avizul de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru noul cimitir al municipiului. Terenul a fost dezmembrat în două bucăți după ce primăria a renunțat la suprafața aflată în litigiu în urma revendicărilor făcute de unul dintre vecini, iar documentația cadastrală a fost făcută doar pe partea aflată în proprietatea publică. Următoarea etapă este obținerea avizului de la Consiliul Județean Iași. În momentul de față, funcționarii de la urbanism pregătesc documentația necesară, spune purtătorul de cuvânt al instituției, iar lucrările de amenajare ar putea începe în toamna acestui an. Astăzi, primarul municipiului Pașcani a trecut la partea de reactualizare alături de cei de la patrimoniu a documentației puzului pentru cimitir. Știți foarte bine, ca un scurt istoric, terenul ce face obiectul cimitirului a fost intabulat, dar în acel moment ne-am trezit că ne aflăm într-un litigiu cu o familie de acolo din zonă, ce spunea că există o suprapunere pe suprafața dumnealor de pământ. Actualmente s-a procedat la dezmembrarea suprafeței din litigiu față de suprafața ce este liberă de sarcini. S-a primit documentația de dezmembrare, avem avizul celor de la OCPI, iar în momentul de față documentația a fost transmisă compartimentului urbanism din Primăria Municipiului Pașcani, care face toate demersurile legale pentru ca acest cimitir să fie amenajat într-un timp cât mai scurt. Mai avem acum de primit avizele de la Consiliul Județean și credem noi că dacă lucrurile nu vor mai apărea alte probleme, dacă nu vor mai fi alte situații, putem să ne apucăm de treabă în cel mai scurt timp. Noul cimitir ar urma să fie amenajat pe o suprafață de peste 5700 de metri în spatele fostei școli din cartierul Fântânele. Pentru început va fi împrejmuit cu gard și vor fi amenajate căile de acces. În bugetul local din acest an este alocată doar suma de 50.000 de lei. Urmează să fie aprobat un regulament și taxele de funcționare. Menționăm că de an bun cimitirul de la Biserica Înălțarea Domnului a devenit neîncăpător și tot de atunci administrația promite că va amenaja o nouă locație. Din acest motiv, acum un loc de veci se tranzacționează și cu 8.000 de lei, deși terenul face parte din domeniul public. Pregătiri pentru sărbătoarea comunității, chiar dacă mai este o lună până când va fi marcat evenimentul cu hram, spectacole și par de distracții, administrația locală din comuna Todirești a pus deja la punct programul. Pe listă sunt artiști renumiți de muzică populară și ușoară, dar și premiera familiilor, care au împlinit în acest an 50 de ani de când au spus da în fața ofițerului stării civile și a lui Dumnezeu. Luna august se lasă cu sărbătoare și în comuna Todirești. La hramul bisericii din localitate va avea loc o slujbă specială, iar administrația locală a pregătit și un moment festiv. Mai exact este vorba despre premierea cupurilor de aur din comună. 15 august este hramul bisericii din centru și atunci o să promovăm valorile familiare, cum ar veni în cadrul bisericii, o să, cei care au împlinit, familiile care au împlinit 50 de ani de la căsnicie, o să îi felicităm în cadrul interiorul bisericii, o să dăm diplome, probabil și ceva, un cadou bănesc. Pe listă sunt 5 cupuri care vor fi premiate cu câte 500 de lei, flori și diplome de onoare. Este vorba despre cupurile Asaftei, Mihaela și Ion, Manolache, Elena și Vasile, Pascal, Eugenia și Petru din satul Băiceni, alături de cupurile Buzatu, Maria și Neculai, Păslaru, Maria și Ioan din Todirești. Pentru ei va avea loc o slujbă religioasă la care vor participa și preotul pensionar alături de protopopul Pavel Postolache. Menționăm că pe 20 august, duminică, va avea loc sărbarea localității, unde sunt invitați să cânte Lidia Buble, Ion Paladi și Aurel Moldoveanu.
Noul sediu al Bibliotecii Municipale din Pașcani nu va fi dat în folosință până la sfârșitul acestei luni, așa cum era inițial programat. Societatea care a câștigat licitația pentru amenajarea locației SCA Polonia Construct SRL din Roman nu a finalizat încă lucrările în termenul prevăzut în contract și intenționează să ceară o prelungire de 2 luni. Asta deoarece încă mai sunt la executare lucrări de finisaj, trebuie montate sistemele de aer condiționat și de achiziționat și montat liftul. Reprezentanții administrației locale explică că lucrările nu au fost finalizate la timp din cauza unor modificări ale soluțiilor tehnice de execuție. Sunt de făcut o serie de modificări la anumite aspecte tehnice, mai sunt de făcut niște finisaje, mai este și partea de lift de rezolvat. Administrația a achitat aproape toată suma prevăzută în contract, 337.000 anul trecut și 187.000 în acest an. Lucrările ar urma să fie recepționate și date în folosință cel târziu la sfârșitul lunii septembrie, conform purtătorului de cuvânt al primăriei. Acolo valoarea totală a proiectului este de 700.000 de lei. În perioada 2015-2016 primăria a achitat 337.000 de lei din această sumă, iar în 2017 pentru lucrări s-au acordat 187.000 de lei. Ei trebuiau să o dea în folosință undeva la jumătatea sfârșitul acestei luni, nu vor termina la timp, este clar acest lucru, de asta cel mai probabil că undeva pe la jumătatea sfârșitul lunii septembrie, cel mai probabil biblioteca va fi dată în folosință. Menționăm că lucrările de amenajare a noului sediu al bibliotecii au început anul trecut, dar au fost întrerupte pe timpul iernii la mezaninul blocului G2 pe o suprafață utilă de aproape 478 de metri pătrați. În noua locație nu vor încăpea toate cărțile bibliotecii. Din acest motiv, o parte din depozitele de carte, care are peste 135.000 de volume, vor fi mutate la subsolul primăriei Pașcani. În prezent, Biblioteca Municipală din Pașcani își desfășoară activitatea într-o fostă casă boierească, construită la începutul acestui secol. De atunci nu au avut loc niciun fel de lucrări de renovare, iar acum este în pericol să se dărâme. Proiectul european accesat de Clubul Copiilor din Pașcani Vest a fost primită zilele trecute de către reprezentanții instituției din oraș. Acesta se adresează tuturor copiilor și se desfășoară pe parcursul a 2 ani în mai multe orașe din țări partenere, cum ar fi Turcia, Grecia, Bulgaria, Lituania și Italia. Instituția din oraș, condusă de profesorul Maria Vatamanu, este coordonatorul proiectului cu finanțări externe. Veste bună primită de reprezentanții Clubului Copiilor din Pașcani. Au fost admiși ca fiind coordonatorii unui proiect european Erasmus cu fonduri europene, din care mai fac parte 5 țări, Turcia, Grecia, Bulgaria, Lituania și Italia. Este vorba despre proiectul cu titlul generic Îmbunătățirea calității educației non-formale în contextul profesionalizării internaționale. Prin programul Erasmus, proiecte strategice de educație școlară, direcția de acțiune ca A2. Acest proiect cuprinde 6 țări, Turcia, Bulgaria, Italia, Grecia, Lituania și noi. Prima mobilitate va avea loc în Turcia în această toamnă, atunci când se va stabili și calendarul activităților pentru următorii 2 ani, urmând ca în primăvară toată lumea implicată să vină în Pașcani. Proiectul începe în luna noiembrie, să-și derulize activitățile în luna noiembrie. Prima mobilitate va fi în Turcia, unde vom stabili întreg calendarul pentru cei 2 ani cât durează proiectul. În luna februarie va fi la noi a doua mobilitate, unde vom demara activitățile conform calendarului stabilit inițial în proiect. Scopul acestui proiect este de împărtășire exemplelor de bună practică și derularea unor activități în urma cărora copiii se transmită informațiile primite cât mai corect. Clubul Copiilor este coordonatorul acestui proiect și are ca scop împărtășirea de exemplelor de bună practică și derularea unor activități în urma cărora copiii implicați în acest proiect să dobândească competențe de a transmite informații, a înțelege un text, a aplica ceea ce au învățat în viața de zi cu zi. Proiectul se va derula în perioada octombrie 2017-mai 2019. Amintim că la nivelul județului Iași a crescut simțitor numărul unităților de învățământ acceptate în programele Erasmus, fapt ce arată maturitatea la care au ajuns echipele de proiect din școli, dar și impactul major avut de Erasmus+.
Distracție și voie bună joi într-o comună din apropierea municipiului Pașcani. Artiștii renumiți vor concerta de Sfântul Ilie la sărbătoarea de la Lespez, o tradiție ce este păstrată de zeci de ani. Scena va fi amplasată în piața din localitate, acolo unde la miezul nopții va fi și un foc de artificii. Printre cei care vor face atmosferă în zi de sărbătoare se numără și Mario Buzoianu sau Marinica Botea, iar cap de afiș este Corina. Mai sunt doar câteva zile până la sărbătoarea de la Lespez, ce are loc în fiecare an pe 20 iulie de Sfântul Ilie. Administrația locală a amenajat locul din piața din centrul localității, unde au început să vină camioanele cu iujuri și comercianții. Primii care vor să deschidă programul artistic începând cu ora 18 vor fi Constantin Bahrin, Marinica Botea, Ștefan Diaconiță sau Cristinel Iordăchioaia. Când copiii cresc și pleacă ochii în lacrimi și neacă, inima-i de dor tresare, liniște ea nu mai are. Anii trec, se duc în zbor, copiii-și fac rostul lor. De la Iași la Chișinău, drum lăsat de Dumnezeu, măi. Oameni buni de falnic neam, strănepoții lui Ștefan, măi. Eu sunt stată într-o sare, cât dragostea mă doboare. Doi zeșeam că-mi bătrânești și nu mai știi și grăiești. O uita tata sărea cu tânărul blata buia. Apoi sărbătoarea va continua cu Bianca și Claudia Martinică, Beatrice Duca și Mario Buzoianu. Iași până la bălți, lumii, draga mea, ne prindim în horătăți, lumii, draga mea. De la prut până la carcați, lumii, draga mea, să jucăm ca între frați, lumii, draga mea. Și mamă supărată, măi, la mucă dragă, lasă-mă să-și jucată, mamă. De la ușă până la prag, măi, la mucă dragă, divătița și inimii dragă. Hai, viață, viață! Azi cu mine sunt prietenii. Hai, viață, viață! Uite, fapte, măcar pentru o zi. Cei care vor încheia petrecerea într-un mod grandios vor fi Dodi și Corina. Spre miezul nopții, sătenii vor putea vedea și un impresionant foc de artificii. De asemenea, pe parcursul zilei, localnicii au la dispoziție terase cu mici și alte bunătățuri, băutură coritoare, iar pentru cei mici vor fi diferite iujuri sau tarabe cu jucării. Cei mai înțelepți oameni ai satului și-au unit forțele și au pus bazele unei asociații pentru a promova și readuce la viață obiceiurile și tradițiile locului. Toate acestea au loc în comuna Ruginasa, iar profesori, ingineri și preoți au stabilit deja un program de activități, asociația urmând să fie lansată oficial la mijlocul lunii viitoare. Ideea este foarte apreciată de către cetățenii localității. O idee a început să prindă viață în comuna Ruginasa. Momentan, 15 oameni de seama ai localității au pus bazele unei asociații, Seniorii Ruginoasei, ce are drept misiune readucerea în viața socială și culturală activă a persoanelor de vârsta a treia, oameni care s-au implicat activ în viața culturală, socială și spirituală a comunei Ruginoasa. Prima întâlnire a avut loc zilele trecute la Centrul Cultural. Piatra de temelie a unei asociații a seniorilor din Ruginoasa, care vor să mă sprijin în toate activitățile sociale, culturale, tot ce înseamnă cultură Ruginoasa, cu asociația formată din fostile cadre active a căminului cultural, cadre didactice, ingineri care au fost la postul CATS, mai din toate categoriile. Proiectul va prinde contur în ani, lansarea oficială urmând să aibă loc pe 13 august, înaintea sărbătorii comunității, atunci când va avea loc Târgul Meșterilor Populari și Hora Satului. Da, avem Hora Satului și Târgul Meșterilor Populare în august și vor să ne ajute și după aia să implice în toate activitățile din cadrul comunei. Activități cu bătrânii, cu integrarea bătrânilor și a
tinerilor în localitate, în viața culturală a comunității. Un alt scop al asociației este cel ca oamenii din comună să petreacă timpul altfel, într-un mod plăcut, prin tot felul de activități culturale, expoziții, lansări de carte, audiții muzicale, prezentări de carte sau vernisaje. De asemenea, se dorește a fi întregit sfatul vârstnicilor. De pe listă nu lipsește și atelierul de artă culinară, unde vor fi aduse în atenție rețetele bunicii și secretele bucătăriei. Și pentru că sunt foarte îndrăgite jocurile, se va înființa și clubul de șah, remi, cărți, table. Se vor organiza și seri dansante sau de fotografie, iar pentru că este nevoie și de turism, vor avea loc excursii și drumeții. Inițiativa a prins foarte bine în comunitate, organizatorii fiind felicitați. Menționăm că la Centrul Cultural din Comuna Ruginoasa, unde de conducere se ocupă Cristina Axinia, au loc tot felul de evenimente culturale și este un loc unde se promovează tradițiile localității. Miercuri 19 iulie, vremea va fi călduroasă în vestul și sud-vestul țării, iar local și în centru și sud. Cerul va fi variabil, cu norări după amiaza în zona de munte și în regiunile nordice, unde izolat vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în câmpia de vest. Cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile intramontane și 22 de grade pe litoral și în dealurile de vest. Ziua de miercuri va deveni din ce în ce mai caldă, cu 17 grade la primele ore ale dimineții și 26 la prânz. Vântul va sufla slab și umiditatea va fi destul de ridicată. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Beat pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi pe site-ul btv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Suntem și pe Facebook. Sunt Dana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Numai bine!